Între timp, o nouă ședință a coaliției planificată pentru azi a fost amânată pentru mâine. Liderii PSD și PNL așteaptă încă rezultatele sondajelor interne. Asta deși mai multe surse politice indică faptul că socialdemocrații ar fi de acord să-l susțină pe liberalul Sebastian Burduja la primăria Capitalei, chiar dacă acesta nu are cele mai bune procente dintre cei măsurați. Susținerea psd nu e însă gratuită. Liberalii se tem că dacă acceptă ajutorul PSD, vor fi nevoiți să-l susțină pe Marcel Ciolacu la președinție. Pe de altă parte, nici Gabriela Firea nu pare să renunțe la luptă. Ea a primit a sprijinul Organizației de Femei pentru candidatura la primărie și a lansat un atac la adresa liberalilor despre care a spus că au dus o politică dezastroasă în București. Nici pe lista comună pentru europarlamentare nu se înțeleg partenerii de guvernare, deși mai e puțin timp până la alegerile comase.